Salut! În continuare voi prezenta câteva informații și un scurt test cu modelul de mini tractor diesel 4x4 Campo T12609. Utilajul este prevăzut pe față și pe spate, cu suport pentru accesorii, instalație de ridicare hidraulică cu pompă electrică cu putere reglabilă și priză de putere cu inversor de sens și poziție neutră. Lama pentru zăpadă, pe care am inclus-o în această prezentare, poate fi orientată în stânga, în față sau în dreapta, iar schimbarea orientării se face ușor, fără unelte. Cursa instalației hidraulice este suficient de mare pentru a permite ridicarea roților din față, acest lucru fiind util pentru demontarea roților fără alt dispozitiv, de exemplu în cazul unei pene. Acest model are motor diesel de 12 cai putere, însă este disponibilă și o variantă pe benzină de 18 cai putere. Dacă vrei să vezi cum funcționează varianta pe benzină, apasă pe ecranul de final al acestui video. Am făcut câteva treceri pe o suprafață cu pământ, care a fost frezată cu câteva zile înainte, pământul fiind bine afânat. Am făcut acest test suplimentar pentru a arăta atât comportamentul lamei, dar mai ales pentru a prezenta și în alt mod eficiența tracțiunii 4x4. Lama, care așa cum am mai spus, este destinată pentru dezăpezire, nu poate fi folosită în pământ tare. Dacă vrei să vezi și alte teste cu mini tractoarele ProGarden, apasă pe unul din următoarele clipuri.